Bun găsit, sunt Cătălin Gorea și vă invit la o nouă ediție a Dosarelor X. A supraviețuit ca prin minune după ce a căzut de la etajul 6. Vorbim despre un tânăr care ar fi alunecat pe geamul apartamentului în timp ce fuma. Incidentul s-a produs în cartierul Poșta Veche din capitală. La scena de groază a asistat și iubita acestuia, care a sunat imediat la 112. La fața locului, polițiștii au fost întâmpinați de o tânără comunicând că locuiește împreună cu victima. În cadrul documentării s-a stabilit că tânărul de 21 de ani a urcat pe geam dorind să fumeze o țigară. La un moment dat a alunecat și a pierdut echilibru și a căzut peste geam, dar reușind să se agațe de o țeavă. Tânăra a depus tot efortul pentru a-l ajuta, dar într-un final acesta a alunecat și a căzut în gol. Tânărul a fost preluat de ambulanță și transportat de urgență la spital, unde este internat în stare gravă. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor. Un bărbat în vârstă de 68 de ani a decedat după ce motocicleta pe care o conducea a fost lovită cu putere de un microbuz. Accidentul s-a produs ieri în jurul orei 16 în apropierea satului Milești, Nisporeni. Oamenii legii au stabilit că un tânăr de 24 de ani conducând un Ford Transit s-ar fi tamponat cu o motocicletă condusă de un bărbat de 68 de ani care a decedat la fața locului. Totodată, polițiștii au constatat preliminar că motociclistul nu ar fi cedat trecerea Fordului care se deplasa pe drum cu prioritate. Șoferul microbuzului a fost testat la alcoolemie, iar rezultatul a arătat că acesta nu era în stare de ebrietate alcoolică. Acum polițiștii continuă să investigheze circumstanțele producerii accidentului rutier. Un accident grav cu implicarea unui motociclist s-a produs și la Bălți. Acolo, doi tineri au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce motocicleta cu care se deplasau s-a izbit într-un automobil. Presa locală a publicat imagini de la fața locului. Din imagini se vede că mașina de marca Renault a fost grav avariată din față, semn că s-a lovit frontal cu motocicleta. Nu este clar circumstanțele în care s-a produs accidentul și cine se face vinovat. Cei doi tineri care circulau cu motocicleta, un băiat și o fată, au fost transportați la spital. Aceștia erau echipați cu căști de protecție și s-au ales cu traumatisme la brațe și picioare. Clipe de coșmar pentru un taximetrist din capitală. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a fost atacat de doi pasageri care l-ar fi lovit cu o sticlă în cap, după care ar fi încercat să-l stranguleze la scurt timp după ce a urcat în automobil. Cei doi ar fi spus că au nevoie să ajungă la Strășeni. Taximetristul a reușit să scape din mâinile atacatorilor. Poliția a reținut doi tineri pentru tentativă de omor. Bărbatul a opus rezistență și a reușit să scape de suspecții care au fugit într-o direcție necunoscută. În urma măsurilor speciale de investigație și urmărire penală, întreprinse de polițiștii din Strășeni cu suportul ofițerilor Inspectoratului Național de Investigații și Procuraturii Strășeni, suspecții au fost localizați și reținuți. Suspecții au vârstele de 18 și 25 de ani și sunt originari din raioanele Râșcani și Sângerei, iar unul dintre ei nu este la prima abatere de la lege, anterior fiind judecat pentru furt, jaf și huliganism. Acum ei au fost reținuți pentru 72 de ore, fiind cercetați penal pentru tentativă de omor, faptă care se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare. Clipe teribile pentru o tânără de 24 de ani. Aceasta traversa la zebră când a fost lovită de o mașină care a ricoșat în urma unei coleziuni cu un alt automobil. Accidentul s-a produs pe strada Grenoble din sectorul botanic al capitalei. Grenoble, за Вилой Верди, большая пробка, ДТП прямо у зебры. Обезжайте по максимуму. În cadrul documentării, polițiștii au stabilit că sunt implicate automobil marca Toyota, ce era condus de femeie, 45 de ani, și automobil marca Nissan, condus de un tânăr de 20 de ani. În urma impactului, automobilul Nissan din inerție a fost proiectat pe trecerea nedirijată pentru pietoni, astfel tamponând o tânără de 24 de ani care traversa strada regulamentar.
În urma impactului, tânăra a fost preluată de ambulanță și transportată la spital cu diferite traumatisme. Pe caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, dar și cine dintre conducătorii auto se face vinovat cu ulterioară sancționare. Cei patru au rămas trei. Consiliul Superior al Procurorilor l-a exclus din cursa pentru șefia Procuraturii Generale pe fostul lector universitar Grigorie Vornicescu, motivând că acesta a depus un dosar incomplet și nici nu întrunește condițiile impuse de lege. Astfel, la proba interviu programată pentru 30 mai, rămân trei candidați, Ion Munteanu, Octavian Echimovski și Alexandru Cernei. Candidatul Vornicescu Grigorie propun excluderea acestuia de a participa în continuare la concurs, din motivul că 1. Nu întrunește condițiile prevăzute de lege și 2. Dosarul acestuia nu este complet. Dumnealui a depus cerere de participare, dar în lipsa mai multor acte, certificat medical, CV, deci confirmări de experiență profesională care trebuia să fie depusă la dosar. Deja este un criteriu de excludere din concurs de punere tardivă a dosarului sau dosar incomplet. Plus la asta am stabilit că domnul Vornicescu nu dispune nici de experiența profesională care l-ar face compatibil. 10 ani în domeniul dreptului și în special 5 ani trebuie să exerciți funcția de judecător, procuror, avocat sau ofițer de urmărire penală. În cursa pentru șefia Procuraturii Generale au rămas actualul procuror general interimar Ion Munteanu, adjunctul șefei Procuraturii Anticorupție Octavian Echimovski, dar și Alexandru Cernei, procuror de caz în dosarul frauda bancară. Aceștia vor susține proba interviu săptămâna viitoare. În concurs rămân 3 candidați, 3 procurori care participă în continuare și urmează să fie intervievați de către Consiliu. După proba interviului, deci fiecare membru punctează candidații care sunt în concurs, se stabilește media finală. În 24 de ore noi trebuie să anunțăm punctajul final și anunțarea câștigătorului. Dacă rezultatele concursului se aprobă, dosarul candidatului este transmis Comisiei Vetting. În cazul unui aviz pozitiv, CSP propune președintelui țării emiterea unui decret de numire a candidatului în funcția de procuror general. Președintele țării poate respinge motivat candidatura propusă de CSP și restitui dosarul acestuia. În acest caz, CSP are opțiunea de a declara nul concursul și de a numi un nou concurs la funcția de șef al PG sau să propună repetat președintelui țării același candidat. În cazul propunerii repetate a candidatului, președintele este obligat să emită decretul de numire în maximum 5 zile. Amintim că concursul anterior lansat de CSP în toamna anului trecut a fost anulat la câteva zile după proba interviu susținută de candidați. S-a întâmplat după ce membra CSP Olesia Vârlan a acordat un punctaj nejustificat unuia dintre candidați. La concursul precedent au depus dosarele 6 persoane. Crimă odioasă în sectorul Rășcani al Capitalei, o tânără în vârstă de 21 de ani a fost omorâtă cu deosebită cruzime. Surse apropiate anchetei au declarat pentru TV8 că medicul legist ar fi numărat 60 de lovituri de cuțit. Principalul suspect este iubitul fetei care s-a predat la poliție. Crima s-a produs duminică într-un apartament de pe strada Florilor din sectorul Rășcani al Capitalei, însă totul a ieșit la iveală astăzi pe rețelele de socializare. Surse apropiate anchetei au declarat pentru postul nostru de televiziune că motivul ar fi gelozia. Tânărul în vârstă de 28 de ani a fost reținut și este cercetat penal pentru omor cu deosebită cruzime, faptă care, potrivit legii penale, se pedepsește cu închisoare de la 15 la 20 de ani, ori chiar detenție pe viață. Atât pentru rubrica de astăzi. O seară fără incidente vă doresc!